prezentare de astăzi, deci a fost organizat de Arhitera, Asociația Arhitera, care de mai mulți ani încearcă să promoveze arhitectura ecologică. A plecat cu Lutul, povestea, a fost o casă construită undeva în Delta, o fel de o casă simbol care a lansat acest proiect. Și ideea era că această asociație Arhitera să fie o platformă care poate aduna mai multe proiecte, să organizeze niște prezentări, să creează o bază de date de oameni interesați despre subiectul case ecologice, case cu lut, case cu paie și să pune, să facă această legătură între profesioniști, între potențial clienți, între oameni care sunt interesați de subiect. Și, acum era oportunitate să lansăm o prima prezentare pe subiectul Baloț de paie, care e unul mai recent, că prima casa din Baloț, probabil care are 3-4 ani în România. Și în ultimii ani s-a construit destul de multe. Am ajuns să număr cam 21 de proiecte acum și sigur mai sunt. Eu sper să se creează un rețea de care o să se poate ajuta unul pe celălalt. Să se vadă că nu este o chestie punctuală, este o mișcare generală și că dacă ai aflat că sunt mai multe case, să poți să te duci să le vezi, să vezi că ține, să afli cât de bine sunt și atunci așa se creează și piața într-un fel. Când am construit casa acolo în Dohoi, a venit într-o zi un polițist că zicea ia s-a întâmplat ceva în sat, trebuia să ne întreabă ceva. Și a doua zi a venit cu șeful lui, a treia zi a venit încă cu altcineva și tot zicea se construiește o casa cu baloți, nu pot să cred. Și toți ziceau că a venit să ved că nu-l credeau pe el. După când treci de acest primul pas de neîncredere, după te pui întrebări și poate, dacă se dovedește că merge, poate fi o tehnică destul de interesantă, că România e o țară care are multă agricultură și se poate folosi baloți. Un balot e 2 lei, deci e o tehnică interesantă dacă ai baloți lângă tine. Eu sper să putem să prezentăm în mai multe părți din România. Și știu că și la Cluj și la Timișoara ne-au întrebat dacă putem veni cu această prezentare sau cu alții, că, de exemplu, în jurul Clujului sunt niște oameni care nu au putut să vin până aici astăzi, dar ei puteau să prezintă acolo. Și să se dezvolte acest rețea. Asta e cel mai important. Eu cred în valorile unei echipe. Omul în echipă e tot timp mai eficient decât singur. Vă mulțumim foarte mult că ați venit.